povestiți în primul rând de revolta din 77, de ce s-a întâmplat și cam unde erați dumneavoastră și cum ați privit lucrurile. O, Dumnezeu, de atâția ani de atunci, având în vedere că ne aflăm acum în casa lui Sârbu, Sârbu avea o vorbă, ci că nu mai am memorie, am doar câteva amintiri la căror în frumusețare lucrez în continuu. Deci, ce să spun? Cum v-am mai spus, rețin doar imaginea unui Ceaușescu foarte agitat. În zilele acelea eram student, parcă în ultimul an, la Institutul de Mine din Petroșani. Și, normal fiind student, aveam libertate mai mare de mișcare. Am fost și la, să iau pulsul la Lupeni, așa, dar șocant pentru mine a fost următoarea întâlnire provocată la Casa de Cultură din Petroșani, în care Ceaușescu la tribună ducea tratative cu masa minerilor. Așa. Și tratativele erau exact ca la piața din Petroșani, adică mai pune, mai ia, mai așa. Vrem 7 ore, vă dau 7 ore, nu, dă-ne 6, așa. Vrem sporul cu tare, nu vrem și sporul cu tare, și în sfârșit era o listă întreagă de revendicări pe care, evident, sub presiunea oricăror mase, care lider le poate ignora. Și scăzând acum măsurile represive, într-adevăr, partidul, așa s-a ținut de cuvânt și, într-adevăr, după aceea, o scurtă perioadă de timp, pe Valea Jiului a curs lapte și miere, i compris cultură. Adică, din punctul meu de vedere, a fost perioada cea mai înfloritoare din Valea Jiului, în care te călcai pe bătături cu, aici în Petroșani, cu mari cântăreți, actori, regizori. Deci era o perioadă în care puteai foarte bine să îți consolidezi cultura, așa, și să pui bazele unei evoluții ulterioare în acest domeniu. Dar zbunețe, în paralel cu această dezvoltare culturală, au existat și niște măsuri de control al minerilor, de controlare? Sigur că da. Deci, prima măsură pe care, evident, am simțit-o următorul an, când deja eram angajat la Mina Petrila ca proaspăt stagiar, a fost că nomenclatorul funcțiilor TESA din întreprindere, numărașul securist, care avea biroul lui, pe care toată lumea știa că este, și care, normal, și-a făcut o rețea în întreprindere de informator și de așa, și după aceea orice mișcare era supravegheată și controlată și nu s-a mai putut face absolut nimic. Și ce s-a întâmplat după 89, după căderea lui Ceaușescu cu această rețea de informată? Probabil că au preluat-o alții. În mod sigur. Care era atmosfera aici în Valea Jiului în perioada, în piața universității, aprilie, mai 90? Cum se vedeau evenimentele de la București aici? Cum erau acceptate? Păi, retrospectiv,
foarte bine ce se prindea atunci, nu? Televiziunea Română Liberă, ce ziare circulau și cum. Și era evident o imagine deformată. Și a prins foarte bine aici, pentru că una, lipsa de cultură a minerilor, pe lipsa de cultură, ușor putea rodi orice idee din asta venită din sfera puterii. Și în general, dacă îi spui omului simplu că țara e în pericol și așa, imediat iasă la luptă și războiile au fost câștigate de țărani sau... așa că, care nu putem spune că aveau extraordinară cultură, așa știau că, dumneavoastră, se atacă pământul, se atacă rădăcinile, se atacă... Și era foarte ușor. Foarte ușor de manipulat. Pe de altă parte, există în specificul acestei meserii niște chestii de solidaritate cum nu există în nici o meserie din lume. Acum, trăind 15 ani, lucrând în mine 15 ani, mi-am dat seama foarte bine de acest lucru. Cel puțin în cazul unui accident, a unui calamități, așa, nu există chestia aceea că repede să fugi de la locul accidentului, că așa, nu. Primul lucru este să salvezi ortacul și să... chiar dacă îți pui tu viața în pericol. Și acestile solidaritate a fost folosită atunci? Sigur că da. Da, absolut. Adică e destul să-i spui că unul, așa că sar toți pentru, toți pentru unul, unul pentru toți. Cred că aici și-a scris prima cărțile. Dar atunci, în ziua acelea, 11-12 iunie, ce s-a întâmplat? Cum s-au organizat venirea minerilor? Sau cum au venit spontan? Cum s-au întâmplat lucrurile? Acum, toată lumea pedalează pe faptul că a fost o chestie spontană și așa. Nu. Știu din vremea respectivă că a venit exact ordinul de... Am văzut, nu mai rețin exact date și cum și așa, eu rețin situații. De exemplu, l-am văzut pe Gelu Voican Voiculescu jurându-se că el n-a fost în Valea Jiului, așa. Pă dracu, eu l-am văzut cu ochii mei în Cara din Petroșani, organizând transportul minerilor. Acum, dacă cineva nu-l poate recunoaște pe Gelu Voican Voiculescu, înseamnă că ori e orb. Și faptul că nu l-am văzut de la o distanță de pe pasarelă, să zicem, să-l vezi în acolo. L-am văzut chiar de la câțiva metri. Deci a fost o chestie organizată. Și au fost chemați toți minerii sau anumiți? Ați fost chemați și dumneavoastră? Cum s-a întâmplat? Nu, e destul să zici că veniți, că nu cred că era necesar să vină toți. La vremea aceea nu știu cât erau angajați aici. Cred că nu știu, erau în jur de 20.000 de mineri în Valea Jiului. Ori nu-i neapărat nevoie să duci 20.000 de mineri. În București faci treabă bună cu minerii cu mult mai puțin. E destul 5.000.
ați urmărit la televizor sau din ziare sau prin alt fel ce se întâmpla în zilele în care au fost mineri în București, 13-14? Da. Bine, eu eram... având în vedere că a căzut industria după Revoluție, evident că lucrul ăsta, acesta s-a întâmplat și la mina Petrila și din... 4.000 de tone de cărbune care se dădeau zilnic în decembrie 89 s-a ajuns la jumătate și nu se mai lucra nimic și nici noi nu mai aveam. Era o situație foarte tulbure, nici ca inginer nu prea aveam de lucru și atunci practic îți petreceai întregul timp la birou, bând cafea, citind ziare și uitându-te la televizor, dacă aveai. Și plus discuțiile politice din cadrul biroului, în sfârșit, discuții politice de dimineață până la prânz. Și cum erau discuțiile astea? Păi discuțiile erau, nu știu, din punctul meu de vedere, vorbesc de biroul meu, care era un birou suprapopulat, era 15 topografi, geologi acolo. Și eram doi care, să zicem, citeam și altceva în afară de, adică citeam România Liberă, Expressul, ce mai era, Baricada, Cațavencu, așa. Deci eram puțin mai destupați la minte și încercam să convingem pe ceilalți colegi că, uite, care... Ori într-un interval până la alegeri nu am reușit să trecem de partea noastră absolut niciun. Nu erau tari de cap, să zicem, că ori... noi eram suficient de convingători. Dar probabil că argumentul cel mai convingător pentru toată lumea era ziua de mâine și promisiunile care veneau din partea puterii și a Ligii Sindicatelor Miniere conduse de Milon Cosma, care atunci a prinsese chiar putere și influență foarte mare. Cum a ajuns Milon Cosma să aibă influența pe care o avea în momentul respectiv aici? Am stat și am judecat foarte mult. Cum poate un om practic să transforme peste noapte? Și vă spuneam că am fost coleg de liceu. Cosma era cu un an mai mic decât mine și îl știu din perioada liceului ca un tip foarte șters, nu ieșea cu absolut nimic în evidență. Și probabil că undeva se produce așa un declic. Țin minte când făceam armata, eu am făcut armata la trupă și am fost avansat la gradul de caporal, la apelul de seară, cum se zice. N-am făcut școala de gradați, că eram folosit de comandanții unității, având oarece talente, așa, să drept furier și făceam hărți și una și alta. Și m-au făcut într-o seară caporal. Deci povesteam că aveam macaronele pe umăr, cum se zicea, acele două macarone de caporal. Și ajung în dormitor și totdeauna era un program de seară acolo, adică îți băteai joc de cei de ciclu întâi și spuneai culcat și ăla s-a aruncat jos, drept, așa, și vedeai, dom'le, extraordinar, ce chestie formidabilă este puterea. Puteai să-i spui la ăla să facă orice, așa, orice idee tâmpită care îți venea prin cap, că ăla se executa. Pentru că așa era sistemul în care, așa. Și evident că m-am distrat în seara aia
îmbătat de pe ția asta puterii cu ei acolo și pe mă, când m-am culcat, am avut așa o revelație, stai-mă un pic, dar fac ceea ce mi s-a întâmplat mie cu 8 luni înainte când eram și eu, adică perpetuez starea asta de beție a puterii și evident că a fost prima și ultima dată în care am făcut treaba asta. Și de aia zic, când îți dă puterea și când vezi că ești în fața maselor și trebuie să spui un cuvânt și aia te ridică în slăf, te poartă pe... E o chestie foarte periculoasă. Și dacă nu știi să o controlezi, practic devii sclavul ei. Și cred că până la urmă cu Miron cam asta s-a întâmplat. Adică l-au pus și într-adevăr, pe vremea aceea, Miron Cosma era guvernatorul Văijiului, adică controla absolut totul. Controla presă, controla justiție, controla poliție, controla alimentație, controla tot ce mișca. Și atunci, normal că s-a ajuns unde a ajuns. Și de vină sunt doar cei care l-au încurajat în ideile lui. Dar cine credeți că l-a încurajat și de ce? Cine? Iliescu cu Petre Roman. Asta a fost. Asta e creația lor. Ajutați, evident, pe alții, da? Mm-hmm. Și de ce credeți că l-au... Păi ce bine ai să... Ce bine e, nu? Să ai... brațul înarmat care poate să reducă la tăcere partide de opoziție sau... Nu? Niște alegeri trebuiau câștigate. Și care a fost implicarea lui Miron Cosma în plecarea la București în 13? Deci Miron Cosma nu avea atunci puterea pe care o a avut-o ulterior, după 13-15 iunie. Puterea lui a crescut în urma acțiunii din 13-15 și a culminat cu... când a fost? În 91, când au dat jos guvernul român, nu știu, septembrie. Septembrie 91. Da. Atunci, într-adevăr. Și din câte am mai aflat din poveștile așa, toată treaba darea guvernului român a fost o chestie de orgoliu. De orgoliu nemăsurat al lui Miron Cosma, ofuscat de faptul că la sărbătorile de la Țebea din același an, Petre Roman nu l-a primit în cortul lui Mircea cel Bătrân. Așa. L-a ținut la ușă și chestia asta l-a supărat foarte tare. Că pe vremea aia, Miron Cosma se credea mult mai puternic ca Petre Roman. De fapt, evenimente ulterioare au și dovedit lucrul acesta. Bun. Dar ce s-a întâmplat când s-au întors minerii? Ce povesteau? Cum au reacționat? Cum au acționat aici? Păi... prima întâmplare fericită pe care am văzut-o cu întoarcerea lor a fost pe vremea aceea eram topograf la sectorul 6 și în biroul șefului de sector a venit un miner, așa, care i-a adus un calculator la șeful de sector să-l vândă. Deci era monitorul, era tastatura, dar evident că nu era unitatea. Ori pe vremea aia, în sfârșit, calculatorul era așa, șeful s-a bucurat foarte tare că ia un așa. Și a cumpărat acest calculator fără unitate cu 700 de lei. Probabil că ține ca bibelon. În sfârșit, erau primele generații de alea de calculator.
Tarașu? De la Căratul, de la sediul PNCCD. Așa. Și a zis, i-a zis, șeful, cu astea faci și bani, dacă vrei. Nu ca IT-ist. Da. Și asta e latura simpatică a poveștii. După aceea a venit prigoana. Și prigoana se manifesta prin faptul că au venit atât de îmbătați de victorii și de faptul că Ion Iliescu le-a spus că sunt o forță pe care se poate conta oricând și că sunt un exemplu de civilitate, de sfârșit, de deșteptăciune, de ce nu se mai băgat în cap acolo. Și au venit hotărâți să conducă ei mina Petrila, că doar s-o întorc vremurile în care dictatura proletariatului era la modă. Și au zis că nu mai au nevoie nici de TESA, nu mai au nevoie nici de ingineri, ei pot să conducă mina, ei pot să dă patriei cât mai mult cărbune. Și a început Olimpiada, nu Olimpiada, cum zice, Daciada, prin curtea întreprinderilor, în care se fugăreau femeile care lucreau la mină, inginerii, așa, inclusiv pe mine, care acum recunosc că fuga a fost foarte sănătoasă, deși nu era frumoasă, și am luat-o pe malul Jiului, am trecut Jiul pe o pasarelă, pe niște o chestiune improvizată din scânduri puși pe bolovan, prin care minerii mai furau din întreprindere diverse chestii. Așa, am trecut, m-am refugiat acasă și am stat acolo să potolească. Cred că am stat vreo 3 zile acasă, care s-au mai potolit lucrurile. Și ați auzit povești? Ce povesteau despre ce s-a întâmplat la București? Da, niște lucruri îngrozitoare. Îngrozitoare și plus faptul că erau atât de creduli și chiar am avut niște figuranți topo care au fost și ei acolo și povesteau că așa, să jurau că drogurile, că, bă, dar zic că ai pus gura pe el sau așa, ai luat. Hai, domnule, dar ce? Nu mă pricep. Eu la droguri. Nu mai spun de cu câtă satisfacție povesteau despre bătăile care le-au dat. Culmea e că mulți ani după episodul acesta, nefericit, mai discutând cu unul cu altul, ideile au rămas în picioare și nu știu, cred că și acum mare parte din ei cred că încă nu s-au trezit. Vor duce în urmă cu ei victoriile. Da. Cine credeți că este vinovat pentru represiunea de atunci? Sau responsabil? Iară să-i mai pun la bătrânelul ăla de 80 de ani, în păcat, în spate. Dar ăsta e adevărul. Iar. Da, și de-aia a și devenit pe unul din preferații mei. Adică eu cred că sunt, nu cred, în mod cert, sunt singurul caricaturist care pentru mine, după ce am abandonat meseria de inginer la mine, profesia mea ulterioară a fost Iliescu.
Adică, cred că am publicat, nu știu, vreo 6.000 de caricaturi cu Ion Iliescu. Am scos și o carte cu el, foarte drăguță. Cartea se numește Convorbiri cu Nina. Și acțiunea se numește Ion Iliescu Convorbiri cu Nina. Acțiunea se petrece în Petrila. Așa, subiectul ar fi că Ion Iliescu iasă la pensie. Ce naiv suntem. Așa. Și ieșind la pensie, se stabilește în Petrila, face un schimb de apartament cu maică-mea, pentru că maică-mea stă într-un cartier aici, care pe vremuri se numea Cartierul Evidențiaților, un fel de cartierul primăverii al Petrilei. Așa, deci face maică-mea cu el un schimb de... Și toată acțiunea se petrece în casa mamei mele, în care trăiește Ion Iliescu cu Nina. Și pe baza fotografiilor, fotografiile făcute în casă, constituie background-ul caricaturilor și cum vorbesc ei despre una și despre alta și despre mineriade și despre... Deci vă recomand. Cartea a fost lansată la Târgu Gaudianu, s-a fi câțiva ani. Era un episod foarte frumos că a venit Ion Iliescu la lansare. Lansarea avuse loc, era Magda Catone și Grețcu de la Divertis, care jucau pe Iliescu și pe doamna Nina. A fost o chestie, un happening foarte drăguț. S-a terminat lansarea și a apărut și Neanelu, dar nu mai era nimeni la stand. Și povestea celor de acolo că venea de la Constanța înspre București și l-a sunat doamna Nina la telefon și a spus: Nelule, du-te repede la târg că se lansează o carte cu noi doi. Am auzit la radio. Du-te și adu-mi și mie o carte. Da. Și din păcate nu am reușit să ne întâlnim ca să i-o ofer o cumpărată. Sper că a fost o investiție. Da. Dar care credeți că e cel mai mare rău pe care l-au făcut cu evenimentele astea represive din 13-15? Păi, cel mai mare rău este de domeniul imaginii. Adică au schimbat percepția despre oamenii de aici. Bine, acum, să vorbim cinstit, imaginea asta despre oamenii de aici s-a schimbat foarte mult. Odată cu ultimii ani al Ceaușescu, când practic s-a distrus toată Petrila, cum s-au distrus marea majoritate a localităților de aici, când s-au dărâmat toate casele și s-au făcut blocuri pentru aducerea viitorilor mineri. Și într-adevăr, acțiunile alea 7.000, 9.000 sau cât să mai fi așa, în general, erau la mină oameni speciali care mergeau în satele din Moldova să aducă. Și vă închipuiți pentru o muncă brută, în care nu se cere, să zicem, prea multă carte, s-a adus cam pleava satelor și așa, că nimeni nu era nebun să vină să muncească nimeni. Și atunci s-a stricat și această compoziție a Văijiului. Nu spun că era foarte omogenă înainte și că toată lumea era de bună calitate. Dar, dați un exemplu, locul în care stăm, ultima casă din colonia Ferdinand, casa lui Ion de Sârbu, Sârbu definea această colonie ca un exemplu de armonie și de... Era o colonie multietnică și mozaicată. Aveau loc, eu
vă spun că cunoșteam toate casele, erau în jur de 100, știam absolut cine stă acolo și întâlneai nemți, șvabi, unguri, țigani, români, italieni, așa, dar toți oameni de foarte bună calitate. Iarăși sârbu, ne întoarcem mereu la el, avea o vorbă foarte frumoasă, care de fapt o să constituie și fronton pe care vom deschide noi aici, Colonia Literară Petrila. Spunea despre colonie următoarele. Se citea enorm în colonie, se cânta. Numai pe strada mea erau două clarinete și o trompetă. Din păcate, nu se mai citește. Bun. Într-un colectiv. Da, dacă că am vorbit, dar mai întreb o dată. Care crezi că a fost influența evenimentelor respective în mentalul colectiv al pentru românilor în general, nu neapărat numai de aici? Nu pot să extind. Aș putea, să zicem, să restrâng la ceea ce cred eu despre mine. Eu cred că și știu foarte bine că mă lupt zi de zi cu acest lucru. Eu cred că a dat cu foarte mulți ani înapoi evoluția zonei. Și numai faptul că, de exemplu, la noi în Petrila este același primar de dinainte de 89, spune totul. Adică nu se reușește schimbarea lui cu niciun fel. Bine, n-am încercat cu dinamită, dar... Încercăm cu dinamită culturală și știu că este imposibil. Deci aici suntem mult, mult în urmă. Sârbu, încheiem cu el, spunea că Europa este un biet continent, Petrila este o lume. Acum adaug eu o lume nebună, nebună, nebună.